Aoleu, haideți să mergem la doamna Adriana, la mama Valentinei. Bună ziua, doamna Adriana! Bună Alo? Ziua! Doamna Adriana, ce faceți? Ne urmăriți? Nu pot să vă urmăresc, doamna Mirela. M-am pus la cumpărături și acum a sunat o vecină să țin telefonul la îndemână, mă îndrept spre casă, că am înțeles că vreți să vorbiți cu mine. Da, doamna Adriana, dar spuneți-mi sincer, știați că fetița dumneavoastră va fi în emisiune astăzi? Sincer, mi-a zis. Dar n-ați vrut să o vedeți, de aia ați plecat, nu? Nu, am avut o problemă de rezolvat și, sincer, vă spun, chiar nu-mi face plăcere să o văd acolo, lângă băiatul ăla. Dar de ce, doamna Adriana, ce nu vă place la Bogdan? Nu, îmi place, în primul rând, diferența de vârstă și, în afară de asta, nu știu cum să vă spun, dar fiecare părinte își dorește ce e mai bun pentru copilul lui. Ăsta e și cazul meu. Eu consider că băiatul ăsta nu e bun, nu e băiatul potrivit pentru fiica mea. Da, doamna Adriana, spuneți-mi dumneavoastră, mai aveți copii în afară de Valentina? Da. Ce? Câți? Da. Mai am o fată. Mai mare sau mai mică? Da, căsătorită, are 29 de ani. Mulți înainte. Și pentru ea ați fost mulțumită de alegerea pe care a făcut-o? În mare parte, da. În mare parte. Dar da, e vorba... au fost mici neînțelegeri la început, dar... Dar care ar fi problema cea mai mare? Faptul că Bogdan e cu 9 ani mai mare decât Valentina? Faptul că în e agent rând, de bază? În primul rând, diferența de vârstă, doamna Mirela, în afară de asta, e, cum să vă spun... N-are facultate, v-ar fi plăcut nu, să aibă o altă nu profesie. Nu are facultate, nu are o pregătire, nu are bani, nu are absolut nimic. Lucrează, nu știu dacă v-a zis, lucrează, mă rog, agent de fază, ăsta nu e un serviciu pentru un băiat ca el. Deci nu, mie da, nu mi se pare o slujbă potrivită pentru un băiat ca el. E un băiat cât multe, l-ar putea să facă ceva mult mai... ca să, nu știu, să aibă și el să-și facă o situație. Dar vreau să vă întreb așa, doamna Adriana, dumneavoastră în ce zona Bucureștiului locuiți? În zona Piața Unirii. În Piața Unirii. Noi stăm în Piața 1 Mai, la Piața Chibrit, cum se spune, la metrou. Vreau să vă întrebăm ceva. Eu tare aș vrea să vă, cum să vă spun, nu pot să judec nici ce spuneți dumneavoastră, nici ce spun copiii, fiindcă fiecare din punctul de vedere crede că are dreptate, ambele părți au dreptate și totuși ambele părți sunt nefericite. Asta e marea problemă. Și dumneavoastră ca mamă, în cazul ăsta, dreptatea o am eu. Eu vreau să vă întreb așa, sunteți dispus să trimitem noi o mașină după dumneavoastră? Veniți repede până aici? A, nu, doamnă, nu, eu n-am ce să caut acolo. Stați puțin, nu, doamna Adriana, veniți să ne cunoaștem, dați-o încolo, că acum fata dumneavoastră, oricum rămâne fata dumneavoastră. Și că vreți, că vreți să fie cu Bogdan, că nu e cu Bogdan. Veniți până aici, că numai vreau să vă cunoaștem atât. Să vorbim puțin cu... uite, despre această chestiune. Nu, de sincer, chiar nu-mi face plăcere să... mai ales să stau lângă omul ăla, lângă băiatul ăla. Dar nu stați lângă el, stați lângă mine. Pentru Valentina n-ați veni? Ba da, pentru ea aș veni. Păi pentru ea trebuie să veniți, că doar nu veniți pentru el. Haideți, da, vorbiți bine, cu colegii mei. Hai, ajungeți acasă, lăsați plasele, că vine mașina să vă ia repede, să ajungeți până la 4 în fără un sfert aici, da? Repede, vă aștept, doamna Adriana. Numai bine, vă aștept. Pa, 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 pa. La revedere. Oh, of, 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 of. Hai că nu vreau să vă stric feng shui-ul. Hai să ne vedem noi de treabă și dacă ajunge doamna Adriana, vorbim atunci. Dacă nu, nu. Da? Da? Hai.